Palamariu, Trasuno. M-am născut în Spania, am trăit până la vârsta de 13 ani și mama mi-a povestit că mă uitam la România au talent și văzusem o fată acolo, se întindea, se făcea dans și m-am apucat și eu, de făcut gimnastică și dans. După 5 ani de antrenamente, de pregătire, am devenit campioană acolo, la naționale. Am reușit să fiu campioană acolo în Spania. A fost foarte bine din punctul de vedere personal, doar că la școală nu prea. Copiii își băteau joc de mine, pentru că fiind străină, pur și simplu râdeau de mine, comentau aiurea, mă înjurau. Așa merg lucrurile în alte țări. N-am reușit să mă adaptez cu lumea de acolo. Mi-era foarte greu. Ajungeam la gimnastică nervoasă. Din cauza asta mi se adunau toate. Toate mi se adunau. Și mi-a fost foarte greu. Am schimbat de ambient, am venit în România și m-a ajutat psihic pentru că eram terminată. Mi-am revenit și acum fac ce îmi place mie. Bună seara! Bună seara, bine ai venit! Cum te numești? Carla. Carla, de unde ești, Carla? Din Dorohoi. Bravo, câți ani ai? 15. 15 ani, mulți înainte. Mulțumesc. Carla, crezi că poți să ne emoționezi? Da. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. March Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. And build it up again. Tell him I got me one gun and an alibi. Tell him so much love that the whole thing feel like a lie. Don't need nobody. 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 Shit on me. Bravo, Carla! Mulțumesc! Se cam vede că te-ai pregătit. Și eu am văzut și că ești talentată. Și că ai și o față foarte expresivă. Mulțumesc. Și că te ajută și ochii. Te ajută și trupul. Te cam ajută multe. Carla, așa din unghiul meu de aici s-a văzut foarte bine, să știi. Ești chiar talentată. Bravo. Mulțumesc. Ia să vedem mai din partea asta alta a mesei cum s-a văzut. Ai o privire așa care te hipnotizează, știi? Mi se pare extraordinar la vârsta ta să știi și chestia asta. Adică, ok, ai învățat să dansezi, dar jocul de scenă și cum trebuie să faci, să te uiți la cameră, să... Asta vine din interiorul tău, adică tu așa simți că trebuie să faci. Deci ești făcută pentru a fi pe scenă. Mulțumesc! Bravo! Maestre? Nu știu ce să vă spun, chiar curioși. Voi n-ați auzit cum țipa? Nu v-a deranjat că țipa la fiecare sfârșit? Nu. Cine țipa? Ia. Melodie. Melodia, nu ea? Numai ea, ea. Eu n-am auzit. E, ai țipa? N-ai auzit. Eu am văzut cum țipa talentul din ea. Mergi în etapa următoare cu 4 de da, Carla.
Mulțumesc! Bravo! 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 Uf. Da.